Bună ziua, dragii mei berbeci sau cei care aveți ascendentul, luna și soarele în berbec, da? În sfârșit, citirea dumneavoastră este gata, citirea noastră pentru luna august. O citire spectaculoasă ca prim mesaj pe care pot să-l văd și foarte, foarte pozitivă și bună pentru voi, dragii mei berbeci. Acestea fiind spuse, să trecem să vedem ce am extras pentru voi. Ca energie generală sau ceea ce simțiți voi sau ce vă va influența decisiv alegerile pe celelalte planuri în luna aceasta august, am extras o carte foarte, foarte minunată, Asul de Cupe, Sfântul Graal, Îndeplinirea tuturor dorințelor, dragii mei berbeci. Deci este foarte, foarte bine aspectat, da? Pentru carieră am extras 3 de spade. Nu vă faceți griji că, din punctul meu de vedere, este o carte bună, da, oarecum, pentru că vă aduce la realizarea celorlalte obiective, vom vedea. Bani, 8 de monede, dragoste, să zic așa, 6 de monede, viață socială familială, stare de bine, sănătate sau ceea ce vă aduce vouă un echilibru pe luna aceasta august, regele de monede. Cărți foarte frumoase, dragii mei, berbeci, exact cum am spus mai devreme, cărți foarte pozitive și cărți care mi-indică mie că luna aceasta pentru voi va fi exact o lună cum voi nici nu vă închipuiți și o lună în care visele voastre cele mai adânci așa se vor îndeplini. Un prim mesaj pe care vreau să vi-l transmit. Al doilea mesaj pe care eu îl văd cu preponderență în cărțile voastre, ups, exact cum am atins monede, da? Deci, dragii mei, voi veți fi preocupați de bani luna aceasta sau veți avea bani suficient de mult sau veți primi daruri, da? Sau bani pe care voi nici nu credeți că o să îi primiți în luna aceasta. Deci, când vostru este la realizarea profesională, financiară, dar veți avea din plin și suficient de mulți bani luna aceasta. Să trecem la citire, da, dragii mei? Berbeci, abia aștept să vă dau veștile bune. Asul de cupe, cum am spus, arcana, este o carte pozitivă, foarte pozitivă în tarot, da? Vedeți cum acest om ține Sfântul Graal. Sfântul Graal este cartea care îndeplinește toate dorințele, da? Cartea care vă aduce și cele mai neașteptate sau vise la care voi, nerealizabile, pe care voi credeți că nu le veți putea obține, în luna aceasta, dragii mei, se vor îndeplini. Deci aduce împlinire pe toate planurile, material, sentimental, dar chiar și spiritual, da? Voi sunteți și echilibrați în interior cât și în exterior, da? Deci este o lună, o carte care aduce împlinire și îndeplinire de vise, dragii mei. Pentru, bine, acum nu toți veți avea, să zicem așa, realizări mari pe toate planurile, în funcție de ceea ce voi vă doriți în sufletul vostru, în adâncul vostru, în luna aceasta, indiferent dacă e profesional sau sentimental, se va realiza. Pentru partea profesională, mulți dintre voi primiți vestea sau ați primit vestea sau vi se aduce vestea unei promovări la locul de muncă, unei promovări care vă va aduce, o promovare pe care voi ați dorit-o de foarte, foarte mult timp la locul de muncă, ca să zic așa, și în sfârșit ea apare, dar nu mai credeți că este posibil și uite că primiți postul pentru care voi, de când v-ați angajat, l-ați dorit, un post de conducere. Din câte văd eu, un post care are mai multe responsabilități, dar un post mult dorit de voi, care vă împlinește, da? Vă aduce acea satisfacție, acea împlinire, că faceți în sfârșit ceea ce voi vă doriți, da? Pentru cei care vă gândiți la o afacere sau sunteți nemulțumiți de actualul loc de muncă, vom vedea prin 3 de spade, veți găsi locul de muncă mult dorit, loc de muncă care vă va aduce sau veți munci cu drag și cu pasiune pentru ceea ce voi vă doriți. Dacă vă gândiți la o afacere sau un proiect individual, are toate șansele să se materializeze, dragii mei. Deci este cu reușită, nu neapărat în luna aceasta. În luna aceasta puneți bazele, da? Sau dacă aveați o afacere sau un proiect care voi credeți că nu va funcționa niciodată, vedeți că în luna aceasta, în sfârșit, apar primele rezultate sau primele roade că va fi bine pe viitor. Din punct de vedere sentimental, pentru cei singuri, începem cu ei, că ei sunt în principal
aspectați sau cei care au început o relație de curând, da? Găsesc persoana potrivită, da? Deci găsesc iubirea necondiționată, găsesc acea împlinire, acea dragoste unică, da? Care le aduce zâmbetul pe buze. Vine după o perioadă în care voi, dragii mei, nu mai credeți, ați tot încercat, ați fost dezamăgiți și în sfârșit apare persoana potrivită, persoana care vă va face să zâmbiți, persoana care vă arată dragostea din toate punctele de vedere, da? Pentru cei care ați început o relație de curând și erați nesiguri oarecum de ea, vă dați seama că partenerul pe care l-ați ales este persoana potrivită, că vă corespunde sentimental și că puteți construi alături de el o relație frumoasă în viitor. Pentru cei care sunt într-o căsnicie sau într-o relație de lungă durată, să zic așa, în sfârșit, da, aveți proiecte de dus la bun sfârșit sau vă implicați împreună cu partenerul în anumite proiecte, ceea ce vă apropia din ce în ce mai mult, redescoperiți pasiunea dragostei de început, deveniți mai pasionali și mai implicați, vă simțiți iubiți, dăruiți la rândul dumneavoastră iubire și aveți acea bucurie în suflet sau acea stare de fericire pe care nu ați mai simțit-o de mult din punct de vedere relațional. Social, familiar sau așa, cercul de prieteni, aveți foarte multe persoane alături care vă apreciază pentru ceea ce sunteți dumneavoastră, aveți prieteni adevărați, prieteni care oricând voi aveți nevoie, vă vor ajuta, dar trebuie decât să cereți ajutorul la ei. Cam acestea sunt primele aspecte legate de starea generală. Veți vedea cum se leagă toate între ele, pentru că minunăția și frumusețea în tarot este că, indiferent de câte cărți extragi, într-un final mesajele vor fi cât mai clare pentru aspectele care vă interesează. Veți vedea și de ce. Să trecem la partea de carieră profesională, așa. Aici, pe câte vedeți, am extras o carte tristă, de obicei este o carte foarte, foarte negativă în tarot, da? Pentru că anunță o despărțire, o ruptură definitivă de ceva, de multe ori nu este dorită de către voi, da? Sau este impusă, da? Se realizează fără ca voi să vreți, dragii mei. Deci, cu siguranță, mulți dintre voi veți fi constrâns sau veți fi dați afară de la actualul loc de muncă, un loc de muncă în care nu vă mai înțelegeați, ați avut dușmani și oarecum persoana respectivă a reușit cumva să vă determine sau să vă dați demisia sau să vă determine să renunțați, da, să plecați. Și bine faceți că veți vedea că în viitor apropiat veți găsi și printr-o persoană puternică, da, o persoană care vă ajută dezinteresat, cum este regele de monede, veți găsi locul de muncă pe care voi vi-l doriți, pentru că prin 8 de monede, dumneavoastră, luna aceasta, investiți în a vă redobândi un nou meșteșug sau o nouă ocupație, în a vă duce la bun sfârșit visele, da? Deci investiți în educația dumneavoastră, în noi meșteșuguri, noi cursuri de perfecționare, pentru a vă putea realiza visele care vă împlinesc din punctul de vedere profesional, da? Deci luați monedă cu monedă, așa cum vedeți aici că face omulețul nostru și într-un final le puneți pe toate cap la cap și vă găsiți acel loc de muncă pe care voi vi-l doriți. Pentru cei care rămân la locul de muncă, dar primesc, cum am spus, vestea promovării mult dorite, au și ei o ruptură sufletească, ca să zic așa, că pentru această promovare mulți dintre voi lucrați poate de acasă sau lucrați într-o altă ramură și veți fi nevoi să plecați sau părăsiți locul respectiv sau colectivitatea în care lucrați acum să vă duceți la alt departament sau la firma mamă sau lucrați, trebuie să părăsiți persoane dragi cu care voi lucrați, colegi cu care v-ați obișnuit și cu toate că știți că este mai bine pentru voi și că este exact ceea ce voi v-ați dorit, veți vedea aici. Aveți inima frântă, da? Vă pare rău. Vă pare rău pentru că v-ați atașat, vă pare rău pentru că erați bine pe bine cu colegii dumneavoastră, cu ceea ce făceați, era oarecum liniștitor, da? Dar nu confortabil, dar nu vă împlinea definitiv profesional. Deci are o legătură tot cu un fel de ruptură. Pe partea profesională, ca să revenim și din punctul ăsta de vedere, dumneavoastră știți că viitorul post pe care îl veți accepta
necesită o anumită pregătire, ca să zic așa, și veți studia, veți aprofunda cunoștințele prin loc de monede, dar investiți timp în timpul dumneavoastră, chiar și bani pentru a vă cumpăra cărți de specialitate, să zic așa, sau anumite cursuri de perfecționare pe calculator, de exemplu, sau mai știu eu ce vă trebuie dumneavoastră pentru viitoarea funcție pe care o veți ocupa. Citesc așa în paralel pentru că partea financiară din aceasta se leagă oarecum de aspectul profesional, dar și de starea noastră de bine prin regele de monedă. Deci primiți pentru avansarea dumneavoastră sprijinul necondiționat de la persoana aceasta puternică, care este, nu știu, viitorul dumneavoastră șef sau un colaborator al dumneavoastră, sau cu siguranță veți primi sprijinul pe care voi îl vi doriți, da? Să vedem pentru cei care încă sunt în studii, să zic așa, sau studiază studenții, sau primesc confirmarea că ceea ce fac, da, sau primesc confirmarea de la persoana puternică că îi va ajuta după ce finalizează studiile, sau că sunt buni pentru ceea ce fac și cu siguranță viitorul va fi bun pentru ei, nu renunță la ceea ce fac, continuă și își vor finaliza studiile care în viitor, da, cum am zis, le va aduce acele beneficii profesionale și financiare, mai ales pe care ei și le doresc. Sunt pe drumul cel bun, primesc confirmarea aceasta și continuă cu ceea ce fac. Pentru cei care vă doriți să vă îndepliniți un vis al dumneavoastră și vreți să o las pe cont propriu, să vă deschideți ceva sau să lucrați într-un proiect al dumneavoastră și știți că trebuie să pentru acest lucru să faceți anumite studii, anumite, cum să le zic eu, cursuri de pregătire, da, pentru anumite activități, nu știu, manicură, pedicură, ca exemplu, sau ceea ce vă doriți voi să faceți în viitor, veți investi bani, da, și vă veți pregăti pentru a o lua pe cont propriu, de aici și ruptura de ceea ce făceați în trecut din punct de vedere profesional, pentru a face pe viitor exact ceea ce voi vă doriți, da? Prin astfel de cupă, cu siguranță ceea ce vă gândiți acum și pentru care veți pune pasiune și veți lupta și vă veți da toată silința, este ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră și ceea ce vă va aduce beneficiile și bunăstarea financiară și profesională pe care voi vă doriți. Cam acesta din punct de vedere profesional, ca să zic așa. Deci studiați, vă implicați, renunțați la ce nu era bine sau veți fi siliți oarecum de soartă, să zic așa, să părăsiți ceea ce vă ținea în loc și veți merge înainte cu ceea ce vă doriți, ceea ce voi visați și cu siguranță rezultatele vor fi mult mai bune decât ce aveți acum. Sentimental, dragii mei, 6 de monede, vedeți? Voi, luna aceasta, dragii mei, bebei, sunteți foarte generoși, da? În dragoste, primiți sau dăruiți ceea ce primiți, da? Deci aveți parte de afecțiune, aveți parte de implicare din partea partenerului, exact cum v-ați dorit de dumneavoastră de cel mai mult timp, da? Și voi oferiți din generozitatea pe care o aveți, din lucrurile pe care le aveți de oferit, timp, bani, ca să zic așa, implicare, planul de viitor, susținere în ceea ce își dorește partenerul de lângă voi, dar și la rândul vostru voi veți primi, să zic așa, lucruri bune, da? Pentru că ceea ce voi acum vă primiți din punct de vedere sentimental sau trăiți, ca să zic așa, este rodul unei perioade lungi de încercări, unei perioade lungi triste de eșuări în ceea ce voi v-ați dorit și vine așa ca o recompensă pentru bunătatea și lucrurile bune pe care voi le-ați făcut de-a lungul timpului, ceea ce voi trăi din punct de vedere sentimental în luna aceasta august, da? Pentru cei singuri, cum au spus, întâlnesc pe acea persoană care le corespunde, acea persoană cu care se simt ei înșiși, se simt liberi, se simt iubiți, se simt protejați, se ajută reciproc, își dăruiesc reciproc timp, iubire, dragoste, cum am spus. Exact acei fiori frumoși de fluturași, ca să zic așa, și dragostea aia sinceră este emanată prin toți porii de către dumneavoastră, dragii mei, berbeci, în luna aceasta, august. În cuplu, ca să zic așa, vă faceți planul cu partenerul de viață ca să vă achiziționați pentru cei căsătoriți o casă, da? O casă mult visată, o casă, poate mulți din voi stăteați în chirie și prin intermediul unei persoane puternice, poate chiar partenerul de viață sau din familia dumneavoastră sau un prieten care are o situație financiară bună, vă ajută, da? În demersul dumneavoastră, vă ajută
cu avansul, chiar dacă vă împrumută sau vă mijlocește achiziționarea casei respective, da? Deci toate șansele de realizare a proiectului legat de casa dumneavoastră, să zic așa. Cei într-o relație, după, să zicem așa, perioade în care a fost așa reci cu partenerul sau s-a instalat o răceală în cuplu, acum dumneavoastră vă bucurați de împărtășirea, sentimentul de reînviere a relației, cum am spus. Partenerul este lângă dumneavoastră, vă susține, pe mulți dintre voi vă ajută financiar cu ceea ce doriți să faceți din punct de vedere profesional cu aceste monede, dar și sufletesc, da, și vă bucurați de susținerea lui, ceea ce vă dă încredere să o luați pe drumul mult visat pentru dumneavoastră din punctul ăsta de vedere. Sunteți susținuți exact cum am spus. În toate punctele de vedere, chiar și de cei apropiați, chiar și de membrii familiei, toată lumea, aveți, cum am spus, în jurul nostru persoane a selecta bine, dragii mei berberi, persoane care vă iubesc dezinteresat, persoane care vă ajută necondiționat. Totuși, din punct de vedere sentimental, avem de a face și cu, să zicem așa, o atenționare mare, grijă, dragii mei berbeci, unde dați dumneavoastră în stânga și dreapta, ca să zic așa. Pentru că aveți suficiente resurse financiare, ca să zic așa, luna aceasta, dar dăruiți, să nu fiți mâini largi chiar așa, dăruiți, dar nu dăruiți chiar tot ce aveți și aveți grijă cui dăruiți, că sunt și persoane oportuniste, care să zic așa, persoane care se apropie de voi doar din punctul ăsta de vedere, da, al interesului material, dar cu siguranță dumneavoastră deja știți cu cine aveți de-a face, știți cui să dăruiți și cui nu, pentru că ați învățat de-a lungul timpului lecția aceasta, da? În cine și să vă puneți încrederea și în cine nu. Deci nu risipiți chiar tot ce aveți, pentru că este o perioadă bună, cum am spus, dar trebuie să și economisiți, să puneți un pic deoparte, dragii mei, din ceea ce aveți. Regele de monede, cum am spus, este o carte puternică în tarot, o carte care spune că veți primi sprijin necondiționat din partea unei persoane puternice, dezinteresate. Pentru mulți dintre voi am spus că este legat de partenerul de viață, pentru că se pare că el are o situație financiară mult mai bună decât voi, dar vă sprijină din toate punctele de vedere. Cum am zis, dacă vă doriți o casă, să vă achiziționați o casă, veți achiziționa luna aceasta. Aveți noroc, ca să zic așa, la bani, dragii mei, bani ușor proveniți prin intermediul persoanei respective, da? Deci această persoană, indiferent de ceea ce voi vă doriți să realizați, vă va ajuta, da? Ceea ce vă dă o stare de bine, faptul că sunteți îndrăgostiți și împliniți sentimental, visători, așa trăiți viața la cote maxime, cum nu ați mai trăit-o de foarte mult timp, da? Vă bucurați de orice lucru mărunt care e în viața dumneavoastră, de persoane dragi vouă, de persoana iubită, vă plimbați, ieșiți în oraș și aveți grijă de voi, deci aveți un tonus foarte, foarte bun din punctul ăsta de vedere, da? Deci starea de bine, sănătate este la cote maxime, dragii mei berbeci. Așa. Deci, pe ansamblu am spus să zicem așa, mă uit să văd dacă mi-a scăpat ceva de spus ca prim mesaj. Cum v-am zis, realizarea dorințelor este atât din punct de vedere fizic, dar și spiritual, da? Veți fi împăcați și atât din punct de vedere fizic cu dumneavoastră, cât și spiritual, sentimental, împăcați cu voi înșivă, da, ca să zic așa. Bucurați-vă de ce aveți, este o lună bună, o lună bine meritată pentru voi, dragii mei. Să mai extragem acum câteva extra mesaje, să ce mai putem primi pentru voi, dragii mei, din cărțile normale de citit. Deci, pentru partea socială, profesională, ia să vedem ce cărți putem să extragem, da? Exact cum am spus, dragii mei, aveți grijă că alt mesaj puternic cui dați și ce dați, da? Aveți aceste două persoane care vă influențează deciziile din punctul ăsta de vedere, cum am zis, bărbatul puternic apare și aici, care vă va sprijini, dar aveți grijă la această damă, ca să zic așa, o femeie blânduță, așa cu ochii închiși la culoare, care vă va crea anumite probleme financiare. Deci aveți grijă cui dați și ce dați, da? Nu fiți, exact cum am spus, excesiv de darnici, ca să zic, pentru că veți putea crea în viitor anumite lipsuri financiare, ca să zic așa. Deci nu dăruiți cui nu trebuie, mai puneți dumneavoastră deoparte și mare grijă la partea feminină care vă cere bani sau împrumuturi în aceasta. Nu dați, că veți avea de pierdut.
Pe partea sentimentală, ca să zic așa, socială, am extras. Ia uita ce frumos apare. Surprize plăcute, dar mare grijă, dragii mei, că sunteți un pic nesiguri așa, dar mare grijă la drumurile pe care le faceți, dar mare grijă nu fiți, să zice așa, cu capul în urc, chiar dacă treceți printr-o perioadă frumoasă, că este posibil să aveți parte de mici accidente, mai ales rutiere, dragii mei, pe partea de sănătate, dar mare grijă și la locul de muncă sau prin casă cu electrocasnicile pe care le aveți, da? Deși aveți un pic de nesiguranță în sufletul vostru, o nesiguranță nu este nesiguranța aia care pe partener sau pentru ceea ce aveți nesiguranță, că nu vă vine să credeți că în sfârșit aveți parte de tot ceea ce v-ați dorit, dragii mei, în luna aceasta, da? Și vă creează un pic așa, dar nu foarte multă nesiguranță în suflet, pentru că voi încă nu vă vine să credeți că visele voastre cele mai adesea se îndeplinesc din punctul ăsta de vedere, că persoana pe care ați găsit-o este în sfârșit sufletul pereche pentru dumneavoastră, că în sfârșit puteți construi lângă ea, că în sfârșit dăruiți și primiți acea iubire pe care voi vă doriți, dragii mei, berbeci. Este o citire foarte frumoasă, cum am spus, dragii mei, pentru luna august. Mă bucur să vă dau veștile acestea. Dacă rezonați sau vă place ceea ce fac sau vreți să mă ajutați sau să creștem într-o comunitate frumoasă, abonați-vă, like, comentarii, să-mi dați feedback-ul, că accept și pozitive și negative, da? Distribuiți și haideți, dragii mei, să creștem, să fim un număr din ce în ce mai mare și să ne bucurăm fiecare de ceea ce avem de oferit. Vă pup, dragii mei, abonare, like, comentarii, subscribe, orice, dar dacă vreți să mă sprijiniți sau vreți să beneficiați cât mai repede citirile mele care urmează. Am pentru mai multe zodii deja citiri pentru luna august, dacă vreți să aflați pentru anumite persoane, intrați acolo și luați mesajele care vă interesează. Vă pup, dragii mei, o lună minunată, sigur o să aveți, mă bucur pentru veștile care vi le-am dat și ne revedem cu drag la următoarele etalări.